O delegație din partea Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași a avut o întâlnire de lucru la Primăria Botoșan și la Colegiul Național Atelaurian în vederea continuării demersurilor privind înființarea extensiunii universitare de la Botoșani. Demersul vine în contextul în care un număr mare de studenți din aceste localități urmează o formă de învățământ la Universitatea din Iași. Pentru Botoșani, Universitatea Alexandru Ioan Cuza propune funcționarea a 6 programe de studii, dintre care 3 la studii de licență. Este vorba despre asistență socială, formă de învățământ IDE, Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice și Finanțe Bănci IDE, precum și Administrație Publică IDE, Facultate de Economie și Administrare a Afacerilor, dar și 3 la studii de master, Drept Privat, Facultate de Drept, Discurs Retoric. Pe lângă extensiunile care funcționează din anul universitar 2010-2011 la Bălți, din 2016-2017 la Chișinău și din 1997 la Piatra Neamț, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași intenționează să își dezvolte activitatea didactică la Botoșani și Focșani, având în vedere potențialul intelectual și științific, dar și numărul destul de mare al studenților din aceste județe care urmează o formă de învățământ la Universitatea din Iași.